Să aveți bucurie sufletelor dragi. O emisiune în direct, într-o zi mare, într-o zi de sărbătoare, Crăciunul. Într-o zi în care noi toți îl sărbăm pe Domnul nostru Iisus Hristos și ne bucurăm de nașterea sa minunată. Cei care sunteți în familie, care ați venit de departe, ați venit cu bucurie pentru a vă depăna amintirile copilăriei și a vă aminti de altfel despre bucuria pe care o trăiați atunci când erați împreună cu frații, cu surorile, cu părinții. Iar cei care astăzi sunteți singuri, cei care astăzi poate nu mai sunteți așa cum erați odinioară, să nu vă întristați și această zi frumoasă și nu numai ziua de astăzi, și zilele care vor urma de sărbători, sărbătorile de iarnă, cele care sunt legate de anul nou, să le petreceți cu bucurie și cu mulțumire, pentru că Universul este cel care primește de la fiecare dintre noi mulțumirea sau supărarea pe care noi de fapt o manifestăm prin felul nostru de a fi, de a ne comporta și de a înțelege sau de a interpreta anumite lucruri care ni se întâmplă în viață. De ce am spus Universul? Pentru că Universul este creația lui Dumnezeu și este de fapt darul pe care ni l-a dat Dumnezeu fiecăruia dintre noi, ca astăzi să putem vorbi, să putem fi contemporani cu oameni care au trăit în sfințenie, cu oameni care au realizat lucruri mărețe și cu oameni care, prin puterea gândului, prin puterea minții, au schimbat destine, au schimbat viața multora dintre noi. Iar cel mai mare model pe care creștinătatea îl are și cel mai mare psiholog al tuturor timpurilor, recunoscut în întreaga lume de câteva miliarde de oameni, este Domnul nostru Iisus Hristos. Sigur că voi încerca prin emisiunea de astăzi, deși poate mulți sunteți ancorați în tot felul de evenimente și petreceri minunate, pentru că fiind în sânul familiei, fiind o sărbătoare atât de mare, unii își petrec onomastica, alții petrec momentele de bucurie, de reîntâlnire cu familia, dar mă adresez și acelora care astăzi poate sunt triști, astăzi trăiesc resemnați și trăiesc din amintirile frumoase pe care le-au construit odinioară și au reușit să parcurgă în etapele vieții lor mai multe momente care le-au marcat timpul, le-au marcat anii și iată că acestea sunt mărturii vii a unor evenimente pe care le-au trăit, pe care le-au simțit și astăzi, deși nu mai sunt împreună, poate, pentru că oamenii sunt schimbători, viața se schimbă, unii au plecat din familie, alții au divorțat, alții au plecat, au trecut din ființă în neființă. Toți, de fapt, suntem copii al lui Dumnezeu care astăzi serbăm și ne amintim cu bucurie de un mare eveniment al lumii petrecut în smerenie, și aici mă refer la nașterea Mântuitorului Hristos. Nu și-a ales să se nască în palate, nu și-a ales să trăiască în lux, după cum citim foarte bine în Evanghelia de la Matei și nu numai, ni se explică că atât de rea era lumea încât Maica Domnului nu și-a găsit locaș în oraș, a căutat, a fost primită într-o peșteră lângă Betleem. Dar revenind la tema emisiunii de astăzi, aș vrea să
dezvolt puțin acest subiect pentru că, așa cum vă spuneam, încerc să îmbin psihoterapia cu religia și să vă explic și să vă fac să înțelegeți cât de importantă este legătura pe care noi oamenii o avem, de altfel, cu spiritul, pentru că materia este trupul și mă refer la corpul fizic, la corpul acesta care, iată, ne doare de multe ori, care ne face să suferim datorită unor, știu eu, provocări date de dureri și dureri de cap, dureri de spate, dar nimeni sau nu prea auzim vorbindu-se de durerile provocate de suflet, pentru că, vedeți, sufletul nu este vizibil, putem vedea o mână, dar sufletul poate fi trist și un suflet trist de fapt transformă sau îți transformă întreaga viață, întreaga activitate, îți transformă de fapt tot sensul vieții, ți-l poate transforma într-o bucurie sau în nefericire. Cu siguranță mulți vă întrebați care este legătura dintre gând și materie și voi încerca în câteva minute să vă explic cât de importantă este această legătură, pentru că suntem mulți dintre noi consternați de teamă, avem anumite principii, să zic, pe care mulți dintre noi poate nu dorim să ni le încălcăm sau mai avem anumite frici pe care noi le-am moștenit din fragedă copilărie. Să știți că o femeie însărcinată, dacă este agresată, dacă consumă alcool, dacă are o viață haotică, copilul care este în pântecele ei va memora mesajele cuvintelor pe care aceasta le folosește, dar și agresivitatea de care are parte în familie, într-o situație sau în cazul în care soțul este agresiv sau, Doamne ferește, are parte de alte șicane sau cuvinte triviale care se folosesc, din păcate, în foarte multe familii, se înjură soțul cu soția și comportamentul este total deviant de la o viață normală de cuplu. Gândurile, în acel moment, nu pot fi unele bune. Un om care este agresat fizic sau psihic nu poate să gândească cu bucurie. Și dacă eu ca om emit un gând negativ împotriva unei persoane, fie ea și preot sau prieten sau soț, soție, rudă, mamă, tată sau invers, aceste gânduri se întorc ca un bumerang ce de fapt deschid o gaură neagră în sfera de energie în care noi de fapt ne situăm. Și această gaură neagră, de fapt, îmi va crea în foarte scurt timp anumite probleme care mă vor scoate din echilibru emoțional. De ce spun echilibru emoțional? Pentru că nu poți să trăiești fără emoții. Oricât ai încerca să te dai rotund, oricât ai încerca să spui că ești foarte puternic, câtă vreme emoția pe care tu o exprimi prin cuvânt nu este în armonie sau în acord cu gândul, cu modul tău de a te comporta, de a fi, se produce o discrepanță. Și atunci trupul vrea ceva, mintea îți spune altceva, gândurile care se nasc din mintea, care în mod normal devine dezorientată, pot fi periculoase. Și mă refer la cei care, în momentul în care și-au pierdut echilibrul emoțional, și-au pierdut banii, și-au pierdut familia, intră în zona de anxietate și depresie, ajung de fapt la gândirea sau gândul negativ că nu mai au niciun rost pe acest pământ și pentru că n-au niciun rost, gândul pe care ei îl emit de fapt de a-și lua viața sau de a părăsi această lume prin propria lor voință devine periculos. De ce?
pentru că fac o paranteză între omul care de fapt spune să știi că eu într-o zi îmi voi face rău. Prin faptul că a emis acel gând și prin faptul că a gândit deja două din elementele care sunt de fapt create ca să se ajungă la a treilea fapta, deja sunt proiectate în subconștient. Cuvântul, gândirea și, sigur, ferească Dumnezeu, mai urmează fapta. Și aici mă adresez, în primul rând, acelor familii care trec prin astfel de momente, prin aceste calvare, să zic, emoționale, și încerc să le explic că, de fapt, aceste momente de tristețe și aceste stări care nu pot fi uneori controlate, pot fi vindecate prin puterea credinței și prin motivația pe care aceasta ne-o dă a venirii lui Hristos pe pământ de a spăla păcatele, de a se jertfi și pentru mine și pentru tine, cel care ai o problemă. De ce spun acest lucru? Pentru că Jean Crusoe spunea la un moment dat că rațiunea este cea care îl formează pe om, dar sentimentele sunt cele care îl conduc. Ce trebuie să știți, că un om care se află într-un dezacord cu sine, într-un dezacord cu familia, și aici mă adresez în mod special acelor cupluri, fie soț-soție, concubini, care au ajuns la o relație consumată. Atenție la acest cuvânt. Sunt oameni care trăiesc singuri în doi. Este foarte grav și sigur că Biserica Ortodoxă și de altfel preoții, teologii, vin să ne explice că nu este bine ca un astfel de cuplu să se destrame, că fiecare om merită o șansă și ar fi bine ca aceste situații jenante, poate, și bineînțeles că nu pot fi de multe ori controlate, ar fi bine să se situeze într-o zonă de liniște și de pace. Sunt de acord cu aceste îndrumări, însă, pe de altă parte, psihologia vine și spune așa, că dacă două persoane sunt într-un conflict permanent, adică au ajuns să vorbească singuri sau să se sfătuiască paralel, unul în stânga, altul în dreapta, aici se produce de fapt cel mai mare consum de energie, încât omul nu mai este dornic să vină cu dragoste la casa lui, la căminul lui, și își caută cu orice preț o zonă de refugiu, de fugă, de a se elibera de acest stres permanent în care vii acasă și cum ai deschis ușa începe scandalul. De ce ai întârziat, de ce te-ai întâlnit cu cutare sau multe alte, sigur că acestea sunt mărunțișuri, alte, să zic, acuzații care pot conduce la violență. Și aici, de fapt, mă refer și la familiile care sunt de altfel foarte triste pentru că pruncii, copiilor, au devenit foarte agresivi. Am avut cazuri în care au venit părinți să-mi spună că sunt agresați de părinți și de copii, mă iertați, și nu știu ce să facă. Care este de fapt momentul sau motivul acestui om care recurge la o asemenea faptă, să zic, reprobabilă, josnică? Este de fapt gândirea lui. Gândirea, să știți că este împărțită pe mai multe sfere de frecvență. Când asculți o slujbă, asculți, de exemplu, slujba la un post de televiziune religios, acea slujbă te liniștește, îți aduce o stare de bine, și sigur că cei care sunt în zona spirituală foarte activi o ascultă cu plăcere. Cei care au în minte doar manele sau alt gen de posturi, să zic, preferate, schimbă canalul, și odată cu schimbarea canalului, de fapt, și-au schimbat frecvența prin care ei, de fapt, sunt setați să trăiască. Deci un om care este ancorat în zona de liniște întotdeauna va asculta cu plăcere. Iată, și o emisiune de la Capital TV, unde emisiunea mea de spiritualitate vine să explice lucrurile mult mai real decât probabil le auziți în fiecare
duminică la biserică, pentru că eu încerc să explic lucrurile într-un sens în care mulți dintre dumneavoastră, cei care mă ascultați, vă regăsiți. Și vin și dau și soluții. Sigur că astăzi este o zi mare de sărbătoare și mulți probabil v-ați fi așteptat să vorbesc despre nașterea lui Iisus, despre Maria, despre fuga în Egipt și așa mai departe. Dar aceste învățături le ascultați cu siguranță la Sfânta Biserică când veți merge la slujbă, la liturghie mâine sau astăzi ați auzit și probabil și în zilele următoare. O astfel de emisiune pe care eu vă pregătesc este de fapt pentru mulți dintre cei care mă ascultați un pansament și este o lecție pe care noi ne putem însuși și ne putem de altfel lua ca, să zic, o carte de altfel deschisă pentru fiecare dintre noi cei care ne regăsim în expresiile, în exemplele și în cuvintele pe care eu vi le prezint. Deci, revenind la ideea că gândul poate produce materie, vreau ca să vă fac să înțelegeți că oamenii care au o gândire joasă, adică se gândesc doar la rău, eu n-am cum să rezolv, eu n-am cum să îmi împlinesc ceea ce îmi doresc, eu nu pot, și sunt mulți care, din păcate, nu au încredere în propria lor forță, n-au încredere nici în Dumnezeu, n-au încredere de altfel în nimic din ceea ce îi înconjoară. Și acești oameni, din păcate, sunt foarte vulnerabili. Nu mai au un control al vieții lor și pot oricând să devină subiectul unor stări depresive, anxioase, care conduc și, după cum vă putem da un exemplu, în perioada de pandemie și până în prezent, s-au întâmplat, cred că cele mai multe, s-au raportat de altfel cele mai multe sinucideri și cele mai grave probleme de comunicare între cupluri. S-au întrebat, sigur, specialiștii, sociologii, psihologii, psihoterapeuții și poate și teologii, ce au avut de împărțit aceste cupluri, încât aveau mașini, aveau case, aveau totuși o stare bună, să zic, materială, deci nu era cazul să ajungă în zona de disperare că n-au din ce trăi și cu toate acestea au recurs la aceste gesturi care sunt de necomentat și n-aș dori să le întâlnească și să le cunoască nimeni niciodată. Și răspunsul psihologilor a fost acela legat în primul rând de comunicare. De ce? Un om care nu are o activitate, un om care nu citește, care nu are chef să asculte pe nimeni și este retras în zona lui de confort, nu face altceva decât să gândească pe frecvența pe care el este în acel moment. Adică, ce înseamnă frecvența unui gând negativ? Nu te gândești decât la rău. Și mă refer la oamenii bolnavi care, atunci când știu că sunt bolnavi, se gândesc doar la boală. Iar boala la care ei se gândesc că ar putea, Doamne ferește, muri, că ar putea să o agraveze sau să se agraveze, aceste gânduri nu fac altceva decât să influențeze starea de sănătate și să ți-o agraveze, pentru că gândul negativ devine materie. Și vă dau un exemplu, mi-e frică să nu fac accident. Dacă ți-e frică, diavolul află frica pe care o ai și o transformă în realitate. După cum vedeți, pe micul ecran sunt cărțile mele. Cărțile în care eu încerc să explic, de altfel, mai ales în sacroterapia, în carte 135 de cuvinte, pe care o deschideți în fiecare zi și veți vedea că vă explică ce aveți de făcut. Este un îndrumar al zilei. Cartea Te iubesc, Tu mă iubești. Aceste cărți sunt de fapt un balsam pentru suflet și le recomand celor care au gânduri negative, le recomand acelora care trec printr-o anumită perioadă, să zic așa, de anxietate sau depresie, să le citească. Le vor schimba mentalitatea și să știți că cartea 135 de cuvinte și cartea Sacroterapia și, sigur, Te iubesc, au fost cărțile care de fapt au fost tipărite în cel mai mare tiraj, iar oamenii mi-au scris mesaje de mulțumire că au reușit aceste cărți
prin mesajul pe care l-am transmis, așa cum vi-l transmit prin micul ecran, să le schimb viața. Dar ce facem atunci când avem astfel de gânduri? Și aici aș vrea puțin să intru în zona de credință. În primul rând, toată biserica și toți mentorii spirituali ne recomandă să parcurgem un anumit moment de reculegere, de refacere spirituală, de post. Și mai mult decât postul, pe care, sigur, fiecare îl poate ține o zi, două, trei, după buna cuviința fiecăruia, să ne rugăm și să chemăm în ajutorul nostru ca mijlocitori sfinți. Sfinții despre care eu vă vorbesc, și am mai spus-o, sunt de fapt mărgăritare. Sunt sfinții care pot să ne influențeze viața și în momentul în care un sfânt este prezent în viața ta și gândurile tale vor fi, gândurile negre vor fi curățate și vor fi înlocuite cu gândurile de lumină. Ce înseamnă să fii beneficiarul unui gând de lumină? Înseamnă să nu te mai gândești la rău. Și în momentul în care un om nu se mai gândește la rău și se va gândi la bine, sigur că logica rațiunii te întreabă pe ce te bazezi. Adică tu care ești bolnav astăzi, tu care astăzi suferi, sigur că vei gândi pozitiv că îți va fi bine, dar pe ce te bazezi? Și atunci vin sfinții părinți, vin mari teologi să ne spună că în primul rând ne bazăm pe iubirea divină, pe Dumnezeu, cel care este mai presus decât orice problemă și încercare. Un Dumnezeu al cerului și al pământului care ne-a creat după chipul și asemănarea sa și care l-a trimis să se nască sub forma, iată, a unei ființe umane pe Iisus Hristos, pe care noi astăzi îl sărbătorim, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care venind în lume a dat o lecție întregii omeniri, că oamenii nu mai trebuie să se întristeze. Întristarea trebuie să o transforme în bucurie, pentru că orice întristare, orice problemă pe care tu o ai și care de fapt generează tristețea, va putea fi eliminată din viața ta dacă accepți bucuria pe care ți-o aduce nașterea lui Iisus Hristos. Deci iată cum Iisus Hristos devine un sens al vieții noastre. Însă Iisus Hristos este mântuitor, este cel care mântuiește sufletul celui care se roagă, celui care și-a ales ca în viața lui de zi cu zi, ca în activitatea lui, să zic așa, zilnică, să-i mulțumească lui Dumnezeu și cu bucurie că poate să facă acest lucru, să-l roage să nu-l uite. Pentru că avem o priceaznă, o cântare bisericească în care noi îl rugăm pe Dumnezeu să nu-ți întorci fața ta, ci ascultă, Doamne, rugăciunea mea. Știți, în acele momente în care de fapt devenim triști și cel mai dureros moment este acesta sărbătorilor, și mă refer la cei care sunt singuri, nu la cei care sunt în familie, care s-au bucurat, se bucură. Mă refer la cei care sunt singuri. Singurătatea este dureroasă, este grea. Oamenii singuri își fac un brăduț, își aprind o lumânare, se pun în genunchi și se roagă, dar tristețea singurătății, a faptului că nimeni nu le bate la ușă, că nimeni nu le colindă, așa cum era odinioară, se făceau grupuri și se duceau de la o casă la alta, și a faptului că pe lângă singurătate te mai vezi și puțin bolnav, lucrurile acestea te doboară și trebuie să ai un psihic foarte puternic ca tu în aceste momente să zâmbești. Și atunci iată că sfinții ne învață, părinții, duhovnicești, că există întotdeauna pentru fiecare om, că este vesel, că este trist. Din păcate, 60% din omenire este plină de probleme, de necazuri. Și iată cum biserica ne învață și sfinții, părinții duhovnicești ne spun că mai avem o șansă, există mijlocitori, există sfinți pe care noi nu-i cunoaștem sau îi descoperim sau îi pomenim în casa și în familia noastră,
așa cum este Sfântul Mare Mucenic Pangratie, despre care v-am vorbit în fiecare emisiune, un sfânt care de fapt a fost descoperit și vă este descoperit tocmai ca un mesaj, ca un mesager al vieții, un mesager de fapt al unei vieți pe care voi trebuie să vă schimbați. De fapt, Sfântul Pangratie, a cărui icoană o vedeți pe micul ecran, este sfântul care alungă tristețea. Puțini sfinți sunt amintiți în rugăciuni și în acatiste că sunt alungători ai tristeții, pentru că în cărticica sfântului din icoană, și regia o să vă poate prezenta icoana să o vedeți mai bine, există un mesaj în cartea de jos: cine mă va avea în casa lui, bucuria va lua locul întristării. Da? Și iubirea, care este de fapt cheia rezolvării multor probleme pe care noi oamenii le avem în viață. Iubirea este de fapt cheia care îi ajută pe părinți să lupte și să se roage pentru copiii lor care astăzi sunt drogați, care astăzi sunt departe de realitate. Iubirea este cea care te face și îți dă puterea să ierți atunci când ești jignit sau când ți se întâmplă un lucru care nu-ți convine. Iubirea este cea care are puterea de a vindeca. Să știți că am constatat acest lucru în experiența duhovnicească și sigur la Institutul de Medicină Complementară și Sacroterapie. Am constatat că oamenii bolnavi care au acasă o familie ce îi susține prin iubire, prin mesaje și cuvinte frumoase, acești oameni au șanse de peste 95% de a se vindeca de orice boală. Și când spun acest lucru, să știți că aceste informații de care, sau pe care eu vi le furnizez, sunt verificate, sunt cuantificate în experiența duhovnicească, nu? În spovedanie, în întâlnirile pe care le am cu dumneavoastră, credincioșii, care cu drag mă ascultați, atât la acest post de televiziune, cât și la postul de televiziune inedit, unde mă puteți vedea, sigur, joia și vineri seara, de la 7. Dar trebuie să înțelegeți, iubiții mei, și sigur pe YouTube, căutând aducător de bucurie. Mesajul pe care eu vi-l transmit este un mesaj, în primul rând, care de fapt vine să vă schimbe gândul negativ în unul pozitiv. La ce folosește ție, iubite creștine, faptul că tu în acest moment ești trist sau gândurile pe care le ai în mintea ta acum sunt unele de frică, sunt gânduri negative, gânduri care creează de fapt o lume ireală. Un om pe patul de moarte a fost întrebat: ce regreți din tot ceea ce ai trăit în această viață? Și a răspuns duhovnicului său: regret faptul că am suferit în viață, cred că peste 50% din suferința mea s-a datorat gândurilor negative că s-ar putea întâmpla ceva rău, ce de fapt nu s-a întâmplat niciodată, dar eu am suferit pentru ele. Adică sunt mulți oameni care suferă dinainte, ne cade drobul de sare în cap, dinainte de a se întâmpla, sau creează prin ceea ce spun, prin cuvintele lor, creează de fapt realitatea ceea ce urmează să se întâmple. Am auzit oameni care au blestemat și au folosit cuvinte urâte, lovite-ar, Doamne ferește, sau guta, sau luate-ar, ducă-să în pustie, știți cine. Să știți că oamenii care au fost beneficiarul acestor blesteme sau acestor jigniri într-un anumit moment de furie, de nervi, aceștia chiar, din păcate, au fost beneficiarii a ceea ce acea persoană, acel individ, fie el bărbat, femeie, soț, soție, le-a rostit în momente de furie. De aceea se spune că blestemele care sunt făcute, și există o rugăciune specială de a căzut sub blestemul unui arhiereu, a unui preot, sau sub blestemul însuși, s-a blestemat sau s-a jurat,
Pentru toate acestea se citesc rugăciuni de dezlegare și profit de faptul că încă suntem în prag de sărbătoare, poate mulți n-ați reușit să vă spovediți, încercați să vă dezlegați de aceste blesteme, să vă duceți la biserică, la duhovnic, să-i spuneți că ați făcut anumite lucruri necuvincioase, ca nu cumva să vă prindă anul nou, intrând cu aceste probleme nerezolvate în noul an, care de fapt vine cu altă frecvență, cu altă vibrație și care sper și îmi doresc din toată inima pentru fiecare dintre noi, cei care astăzi ne gândim cum va fi anul în care vom intra, să fie unul frumos, unul plin de bucurie, unul plin de binecuvântare. Ce este, în schimb, foarte important să reținem, este de fapt momentul pe care noi îl trăim astăzi. Și aș vrea să vă întreb pe cei care mă urmăriți la această oră și poate ați ales să schimbați canalul de veselie și bucurie unde se cântă și se dansează, ascultându-mă pentru 50 de minute pe mine, pentru că mesajele pe care eu vi le transmit sunt din suflet pentru suflete. Și aș vrea să înțelegeți și să vă întrebați dacă sunteți bine astăzi. Dacă astăzi voi ceea ce trăiți este o realitate sau este de fapt opusul realității, o minciună. Pentru că mulți dintre noi, cei care suntem ancorați în această viață, încercăm să ne mințim ca la meteo. Și spun acest lucru pentru că din experiențele duhovnicești vin multe cupluri și îmi spun că traversează niște momente grave, grele, ca să nu mai spun că cuplurile zilelor noastre, și mă refer la cele moderne, au ajuns să schimbe partenerii și soțiile. Credeți-mă că în momentul în care ajungi să apelezi la aceste porcării, să zic, care n-au legătură cu iubirea, acele cupluri de fapt nu cred că se mai iubesc. N-ai cum să accepți tu ca bărbat sau ca femeie, ca bărbatul să fie schimbat cu un altul și invers, și știți despre ce vorbesc, despre swingeri, despre nebunia care de fapt se naște în această lume în care, iată, Moș Crăciun este prezentat ca fiind homosexual sau Maica Domnului având barbă. Este grav că s-a ajuns acolo și iată cum gândirea bolnăvicioasă a unor oameni care sunt acolo în conducerea mondială, să zic așa, poate influența negativ, și cer scuze dacă se vor simți jigniți anumite sau se vor simți jignite anumite personaje care au astfel de gândire, dar eu mă întorc de fapt la ceea ce suntem noi, la identitatea poporului român, identitatea care era de fapt regăsită și simțită prin folclor, prin credința străbunilor care mergeau la biserică, aprindeau o lumină, o candelă și se rugau, și de Crăciun, în zilele importante de sărbătoare, se adunau cu mic, cu mare, cântau colinde, împărtășeau bucuria și gândul lor era unul frumos de a trăi în comuniune, în comunitate și în bucuria, să zic, relațiilor, să zic, de prietenie pe care aceștia le aveau, pentru că acel colind era reciproc, se mergeau de la o casă la alta, câte 20-30 de grupuri, și se colindau până dimineața în zori. Din păcate, astăzi acest lucru nu cred că se mai întâmplă. Probabil în unele zone din țară unde se mai păstrează aceste tradiții. Tocmai aici, de fapt, aș vrea ca să vin și să vă explic că toate gândurile care conduc spre autodistrugere nu fac altceva decât să ne conducă spre un iad al suferinței. Să știți că există în univers o balanță, există un ceas care îți dă voie, te îngăduie Dumnezeu să faci anumite prostii până când acel ceas se oprește, și acea balanță, în momentul în care a început să coboare într-o altă direcție sau dimensiune decât cea în care tu ai fost creat, pentru că noi am fost creați să fim veseli, să fim bucuroși,
Am fost creat să lăudăm pe Dumnezeu și din păcate ce am făcut sau ce reușim să facem? Coborâm în fiecare zi câte o treaptă spre iadul suferinței, pentru că orice păcat pe care l-ai făcut prin gândul tău rău, prin gândirea ta, să zic, bolnăvicioasă, te conduce spre iadul suferinței pe care îl începi de pe pământ și îl vei continua cu siguranță și când vei trece din această lume în neființă. Revin la ajutorul pe care ni-l dau sfinții și se spune că în această seară, în seara Crăciunului, că nu seara Crăciunului nostru, mare bucurie a fost, în această seară se deschid cerurile și mâine la fel va fi o zi importantă, pentru că este a doua zi de Crăciun, în care fiecare credincios care nu și-a rezolvat o problemă, care nu și-a găsit de fapt răspuns la problemele pe care le-a avut și le are, încă mai are, iată, la dispoziție o zi să vină la biserică să le dezlege, să le spună preotului, să le scrie într-un acatist. De aceea eu cu mare drag voi fi la biserică pe a doua zi de Crăciun și chiar mâine sau dimineață, cei care mă urmăriți în reluare la ora 8, să știți că mă găsiți acolo până la orele 13, la bisericuța din lemn Sfânta Maria, din Voluntari Pipera, unde ne întâlnim să ne rugăm, ne întâlnim să vorbim și să vă explic care sunt lucrurile frumoase și ce ar trebui să facem pentru a ne elibera de suferința sufletului. Tocmai pentru eliberarea de această suferință vi l-am recomandat și vă recomand tuturor, celor care poate pentru prima dată urmăriți această emisiune, să luați în casele voastre ca protector pe Sfântul Pangratie. Sfântul Pangratie, care îl vedeți aici, și acest pachet care se numește Darul Bucuriei. Acest pachet conține o carte de dezlegări. O carte care de fapt în ea sunt regăsite mesaje, cuvinte pe care noi le rostim pentru a ne elibera sufletul și mintea de gândurile negre, iar aici există un delem sfințit pe care foarte mulți oameni l-au folosit și îl folosesc în momentul în care au anumite stări de rău, în momentul în care se simt rău, sunt deocheați sau în momentul în care trec prin anumite suferințe, pentru că de câte ori se ung cu acest un de lemn și se roagă și chem în ajutor sfinții, inclusiv pe Sfântul Pangratie, marele ajutător și avocat în ceruri, așa cum îl numesc eu, grabnic ajutător la multe necazuri, la cei care au conflicte, copiii cu familia, s-a dovedit ca necazurile, problemele vieții să dispară. De aceea în mesajele pe care le primesc pe telefoane, mulțumirile pe care mi le dați, într-o zi le voi publica cu acordul dumneavoastră, sigur, pentru că aceste minuni care se întâmplă prin schimbarea simplu a gândirii, nu mai gândesc pe frecvența joasă a certurilor, a bolii, ci gândesc pe o frecvență a bucuriei, a iubirii. De azi înainte vreau să fiu fericit. Și în momentul în care am făcut acest lucru, îl chem pe Sfânt să mă ajute, pe Sfântul Pangratie sau pe Sfântul Gheorghe sau alți sfinți care vă sunt protectori și ocrotitori ai vieții voastre. Ori m-am oprit la Sfântul Pangratie. De ce? Pentru că este un sfânt nou. Este un sfânt care, prin moaștele pe care le avem la bisericuța noastră, s-a dovedit a fi făcător de minuni și mai ales la cei care trec prin boli și suferințe grave. Au fost prezenți în bisericuța pe care eu am ctitorit-o, bisericuța din lemn. Au fost prezenți mulți oameni cu tot felul de probleme și cele mai grave probleme sunt cele de posedare, de atașamente a duhurilor necurate. Să știți că gândul negativ, faptul că mulți dintre voi acum aveți anumite stări de furie, acestea sunt generate de gândul negativ pe care voi îl hrăniți prin mintea voastră cu furia
care nu poate fi exteriorizată decât prin materia sau prin materializarea gândului vostru. Adică lasă că-i arăt eu lui și după ce l-ai pedepsit pe acel om, te-ai răzbunat și după aceea devii relaxat și zâmbitor. Zâmbetul acela pe care l-ai de mulțumire sau de satisfacție că ai distrus un om sau că ai rezolvat o problemă răzbunându-te pe acea persoană, nu este al tău. Este a Duhului celui necurat, care din acel moment te va stăpâni. Și aici mă refer la cei care au această stare de bipolaritate. Sunt oameni care acum râd, glumesc și peste 5 minute te înjură, urlă, țipă și nu mai știi care este cel real, cel care râde și glumește sau cel care este posedat. Și veți vedea la un moment dat că omul care urlă, țipă, privirea lui este dintr-o dată transformată. De ce? Pentru că ochii lui nu mai sunt ai lui. Sunt ochii demonici, pentru că demonul în primul rând te atacă lovindu-ți, adică intrând în mintea ta, și în mintea ta de fapt se prepară ce? Gândurile care te vor ajuta sau te vor dărâma într-un anumit moment al vieții tale dacă nu știi să le controlezi. Gândul sau gândurile negative îmbolnăvesc oamenii. Gândurile negative sunt generate în mod special și totul pleacă în primul rând de la frică, de la amărăciune, de la acea stare de apatie, nu mai ai chef de nimic. Păi de ce să n-ai chef? Uită-te, atunci când ești trist și necăjit, privește în jos și vei vedea acolo orbi, vei vedea muți, vei vedea oameni care se chinuie și care, cu toate că au această mică problemă sau mare pentru unii, sunt fericiți. De ce sunt fericiți? Pentru că ei iubesc necondiționat și la rândul lor sunt iubiți de familie. Este un lucru minunat să simți că ești iubit, să simți că ești prețuit și să simți că ești apreciat, fie că ești valoros sau nu, dar cel puțin să simți acest element de, adică nu element, mă iertați, să simți acest dar pe care poți oferi fără să te coste nimic, de apreciere și să-i dai încredere și aripi unui om. Greșeala pe care o fac mulți dintre noi, părinții în mod special, își critică copiii, îi ceartă și să știți că s-a dovedit că dacă îi spui unui copil că este prost, el devine prost. Dacă îi spui unui om deștept sau mai puțin deștept că este deștept, el devine deștept. Pentru că mesajul cuvintelor noastre, a gândurilor noastre se transformă în realitatea despre care eu vă vorbesc și v-aș ruga să faceți acest exercițiu. Veți vedea la un moment dat și aș începe cu rugăciunea. Dacă te pui să te rogi, după 5 minute te plictisești, începi să cași, te gândești la sarmale, te vei chinui, vei merge și a doua zi la rugăciune, a treia zi, a cincea zi. După 10 zile începi să te obișnuiești cu exercițiul minții și vei simți nevoia să te rogi. Este exact ca și când mergi la sală. Primele 3 zile este grav, nu? Te dor picioarele, faci febră musculară, dar după ce se obișnuiește corpul tău și se începe să se simtă bine, el te cheamă să te duci din nou în acel loc unde te-ai simțit bine și să te modelezi sau să-ți modelezi trupul pentru că a te simți tu într-un anumit fel. Același lucru este valabil și la suflet. În momentul în care ai practica rugăciunii, în momentul în care ai învățat și ai început să crezi că Sfântul pe care eu vi-l recomand ca prieten, ca protector și ajutător în viața voastră, este aducător de bunăstare, de iubire, de dragoste și alungător de tristețe și de demoni. Câtă vreme tu crezi în acest lucru și nu te îndoiești, acest Sfânt devine pentru tine deschizător de drumuri. De aceea cer care vi doriți până în anul nou să-l aveți. Cereți-l să vină în casa voastră. Anul nou să vă prindă cu bucurie, să vă aducă Sfântul în casa voastră daruri minunate și sfinții pe care îi aveți în casă, sfintele icoane, puneți-le într-un loc cu cinste, pentru că mulți dintre dumneavoastră aveți obiceiul de a le arunca în toate locurile, de a le împrăștia peste tot. Aș vrea să aveți un colțișor de rai pe care să vi-l faceți în apartamente, în casele dumneavoastră. Și acel colț de rai să fie locul în care gândurile voastre rele, negative să se spele, atingând icoanele, rugându-vă sfinților și mai mult decât atât, chemând în ajutor
Arhanghelii Mihail și Gavril, și vă mai spun un secret pe care nu l-am spus până acum la niciun post de televiziune. Protectorul vieții mele și îndrumătorul meu este Arhanghelul Rafael. Nu v-am vorbit niciodată despre Arhanghelul Rafael, dar vă voi vorbi într-o emisiune viitoare, pentru că Arhanghelul Rafael este Arhanghelul iubirii, este al dulceții vieții și al bucuriei. De aceea, vedeți că există și niște bomboane care au acest nume. De fapt, ne transmit starea de bucurie, de plăcere atunci când îl vezi pe un om că este dulce, că este iubitor, că este tandru. Acest gând al iubirii și al dragostei hrănește, iubiții mei, celulele noastre care sunt ființe vii și prelungesc viața. S-a dovedit și este științific ceea ce vă spun, dovedit, că în cuplurile unde cei doi, soț și soție, parteneri, iubită, iubită, există mesaje de iubire, te iubesc, te iubesc mamă, te iubesc copile, te iubesc soția mea, soțul meu și așa mai departe. Acele cupluri trăiesc mult mai mult și indiferent de bolile care le au, iată că până la urmă viața este cea care ne-o dă Dumnezeu și timpul pe care a ales Dumnezeu să ne-l dea fiecăruia, de a ne îndrepta, de a ne tămădui, să zic, de a ne găsi alinarea bolii, suferinței, a sufletului. Dar vreau să știți, și este foarte important să rețineți, cuplurile care se iubesc și își mențin această stare de iubire, cum poți să-ți menții starea de iubire? Să nu trădezi, să n-ajungi să te minți, că în momentul în care ajungi să te minți, să te trădezi, să trădezi încrederea, să înșeli, să minți, să nu mai fii de fapt cel care erai odinioară, că prin ochi se licărește iubirea, atunci de fapt oamenii care reușesc să se iubească, ca să încheie ideea, vor trăi mult mai mult, vor trăi fericiți și longevitatea relațiilor lor va fi până la adânci bătrâneți. Cei care își caută nod în papură, cei care își caută tot timpul cusur, cei care ajung să se jignească și să nu mai aibă respect unul față de altul, aceștia deja încep să își construiască propriul drum spre iadul suferinței. V-aș ruga să-l chemați în ajutor pe Sfântul Pangratie. V-aș ruga, iubiții mei, ca de azi înainte gândurile voastre să fie frumoase. Cei care veți putea să ne ajutați, noi construim racla Sfântului Pangratie, a cărui părticică de moaște o avem la bisericuță din mâna lui. Construim o raclă din argint pe care copiii dumneavoastră, dumneavoastră cei care veți veni la bisericuță, veți fi beneficiari bucuriei de a vă închina și de a atinge acel pol de lumină, să zic așa, de putere, pentru că a atinge moaștele unui sfânt înseamnă de fapt a te încărca cu o putere care nu ți-o pot descrie la televizor, dar o puteți simți. Și cine poate să ne ajute, o să le mulțumesc și vă voi mulțumi de fiecare dată. Iar să știți, cei care ne ajutați cumpărând icoana sau cei care de fapt comandați cărțile mele, să știți că sunteți ctitori și miluitori, ostenitori și făcători de bine ai bisericii mele, ai bisericii noastre, ai bisericii unde sunt acolo și vă aștept cu drag, pentru că bisericuța aceasta este un loc unde eu sunt, iată, astăzi acolo, cu voia lui Dumnezeu, vom vedea peste ani și ani cine va rândui Dumnezeu să fie în continuare în colțul de rai, în care vă așteptăm cu drag de fiecare dată și vă aștept și la slujba de mâine. Aș vrea să rostim rugăciunea împreună. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, rugăciunea de încheiere. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aștept să mă colindați, aștept să veniți cu bucurie, să vă întâlnesc, să vă
pot da binecuvântarea și Sfântul Pancrate, despre care v-am vorbit, să vină în casa dumneavoastră cu lumina cea sfântă, iar în anul care vine să intrați cu bucurie, cu dragoste și cu gânduri frumoase. Nu uitați să începeți cu gândul de iubire, cu gândul de iertare și cu gândul că totul va fi bine. Doamne ajută!